Poarta a doua, nu știu dacă ați văzut-o astăzi, a cetății, poarta 1 de jos, a doua, cei 4 stâlpi, Alba Iulia, Alba Iulia. Păi aduceți-mă de acolo, că eram în teatru. Da, 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 păi de-aia, dacă tot vorbim de cetății. Ați trebuit să pobor. Da. Acum trebuie să urcăm, de poarta 1, poarta 2, da. Înainte de obelii și apoi poarta 3. Poarta 2, mi-am notat exact suma, ca să nu greșesc, a costat renovarea ei peste în jur de 52.000 de euro, deci 2.253.000, din care 1.800.000 de lei, 1.800.000 de lei, vechi. Noi, deci 18 miliarde, de la Ministerul Culturii. Presa locală este suficient să dați pe Google, o să vedeți că au semnalat cu diverse ocazii și de multe ori, dar fără folos. Cine că... notează și cine îmi dă? Nu, notați și dați-mi, că nu știu asta. Da. Este vorba să pretindeți să știu lucrurile astea. Exact. Să nu știu lucrurile astea. Oricum, primul lucru pe care l-a făcut în Ministerul Culturii, să întrebă lumea, ce care e primul lucru pe care l-a făcut? Primul lucru, am deschis ușa și m-am rezat și pe lor. Am făcut echipe de control, am întrebat, avem corp de control, știți, e un minister acum. Și mi-a zis, da, un singur om. Și da. Cine e domnul ăla? Păi nu, că e la pensie și nu poate fi angajat, și atunci e cu convenții și corpul de control al ministrului, ca să vă explic exact de unde am pornit. Și atunci am zis, e în regulă, nici nu cunoșteam. Domnul e consilierul meu, ca să aibă post, ca să nu era pe acolo, era lângă portare. Și l-a rog consilierul meu și are acest scop. Și am mai adus încă două persoane în care am foarte mare credere și care știu să citească și bugete și tot. Cu care am lucrat la teatru, căci noi suntem instituție publică la teatru, de cultură și principiile și legile sunt absolut aceleași și sunt oameni care miros bugetele imediat. Când ele, știți, sunt normale și o dată se umflă. Și o dată se umflă și o dată se umflă. Și le miros și imediat care sunt. Și acest corp de control a plecat pe teren, peste tot. Plus că aștept de la toată lumea ordonat. De instituțiile în subordine am ordonat rapoarte de activitate, bugete de lucrări, vechi, cu anul respectiv, și ce mai până anul următor. Și abia după aceea pot să știu ce se întâmplă, dar nu le fac eu. Pe asta trebuie să vă semnalăm că renovarea acestor 4 stâlpi costă cât un bloc, cât construcția unui bloc cu 4 etaje. Give me, știți cum zice țăranul. Da, o să vă scriu. Eu m-am așa, dar o să vă scriu. Mulțumesc tare mult și le-am spus celor prietenilor mei, din sistem și toate artele cu putință și pe care îi cunosc, că sunt așa de bătrân, că am foarte mulți prieteni în toate artele. Sunt foarte bătrân în sensul concret, adică sunt de multă vreme în meseria asta, de o 40 de ani. Și am vrut să mă ajute. Și